Cercetătorii care studiază insectele în România sunt mulți, se face cercetare în domeniu. Cum și de ce? Din păcate, nu suntem mulți, suntem destul de puțini, uneori facem cu sacrificii destul de mari, de-abia găsim proiecte în care să lucrăm, din pasiune, uneori pe banii noștri, uneori pe mijloacele noastre și foarte, foarte rar găsim proiecte. De ce sunt atât de importante insectele pentru noi? Iată o lume atât de mare, atât de variată, care ne influențează în mod direct viața și totuși pare că ne preocupă mai puțin. Eu vreau să fac așa o mică comparație, ați zis foarte bine, între 54 și 70%, depinde de câte specii se descoperă, se descriu specii noi zilnic de insecte, de aceea aceste cifre pot varia. E, acum să ne gândim așa, că fiecare din aceste specii are un rol foarte, foarte bine definit în viața planetară numită biosferă și dacă ar fi să comparăm cum funcționează lumea vie a Terei cu un ceasornic elvețian extrem de precis și extrem de complicat, fiecare a doua și a treia rotiță dințată din mecanismul lui este câte o insectă. Dispărând aceste insecte, ar dispărea legătura dintre toate celelalte ființe vii și s-ar întrerupe circuitul materiei în natură. Deci rolul lor este extrem, extrem puternic, de mare și acum și a fost și în timpul evoluției vieții, pentru că, după cum spune profesorul Richard Shaw de la Universitatea din Alabama, presupune cu dovezi că artropodele, deci aceste animale cu picioare articulate, ar fi fost primele care au cucerit uscatul și s-au putut adapta puțin înainte de celelalte. Au fost cele mai multe, există enorm de multe resturi fosile de insecte chiar și de pe vremea dinozaurilor. Cumva se spune că ele au curățat lumea după dispariția dinozaurilor și au pregătit-o pentru noi. Cel mai discutat subiect din ultimii ani este legat de albine. Am avut chiar săptămânile trecute un protest al apicultorilor în fața Ministerului Agriculturii care semnalează dispariția albinelor din cauza pesticidelor sau a politicii imobiliare agresive. ONU apreciază că peste 40% din speciile de albine vor dispărea în perioada imediat următoare. Sunt multe voci care spun și specialiști care le place să folosească foarte mult această metaforă de apocalipsă albinelor, care va fi urmată, așa cum spunea și Einstein, de o apocalipsă a oamenilor. Cred că subiectul se reduce cine face polenizarea, căci de asta cred că ne temem în special. Cât de aproape sau de departe suntem de un astfel de scenariu? Suntem destul de aproape, deoarece, dacă stăm să ne gândim, a existat un mim pe rețelele sociale în care se arăta puțin ceva diferit. Cum arăta parbrizul unei mașini care mergea printr-un loc natural în 1970, cum arată în 1980 și cum arată în 2000. Era cu din ce în ce mai puține insecte strivite pe parbrizul acelei mașini. Și eu am presupus, cumva am adăugat, în 2025 mașina nu va mai avea nici măcar șofer. Dacă aceste insecte vor dispărea, vom dispărea și noi, va rămâne parbrizul și fără șofer în partea cealaltă. Apicultorii fac lobby în primul rând pentru ei
și pentru a-și vinde mierea. Dar se folosesc foarte, foarte multe substanțe în agricultură. Se face această, din păcate, încă se lucrează pe această monocultură. Ce înseamnă o monocultură? Înseamnă concentrarea a ceva dintr-un anumit fel. Iar în natură este o matematică extrem de simplă. Dacă există în exces ceva de un anumit fel, se va găsi altceva care să consume acest exces. Noi, când facem monocultură, noi atragem ceea ce se numește, în mod normal, se numesc dăunători, eu îi numesc competitori. Vom atrage aceste animale care vor consuma din monocultură. De aceea se practică din ce în ce mai mult tot felul de substanțe chimice, se caută substanțe chimice, da, piretroizi acum, sau tot felul de substanțe care să nu ne afecteze pe noi. Dar nu există nicio substanță chimică în lumea asta, niciun insecticid care să fie selectiv, să poată afecta doar anumite specii de insecte și să le protejeze pe celelalte. Așa ceva nu există. Deci dacă noi vom stropi împotriva gândacului de Colorado, vom omorâ și albinele. Asta este indiscutabil. Eu, ca și propunere, cumva aș invita inginerii, în primul rând, să găsească metode mecanice să poată recolta în policultură. Că dacă noi am cultivat rânduri de cartofi și rânduri de ceapă alternative, de exemplu, fitoncidele cepei nu ar fi foarte agreate de gândacul de Colorado și la fel fitoncidele cartofului nu ar fi agreat de gândacul roșu al cepei și s-ar proteja reciproc, nu am mai avea nevoie să cheltuim atâția bani pe insecticide și am protejat și natura. Dar este foarte greu de recoltat mecanic și cartoful și ceapa de pe același lot. Și aici Iar ar fi marea profitul problemă. domină interesul oricărei companii. Cum am putea să convingem compania respectivă să facă lucrul ăsta? Prin faptul că se pune întrebarea ce mai lăsăm urmașilor noștri, până la urmă. Că nu o să mai lăsăm nimic. Noi facem bani. Trebuie. Lucrurile merg. Lucrurile funcționează. Eu eram tânăr în 1970 și orice mișca în jurul meu, oamenii din jurul meu, omoară-l, omoară-l, dă-i. Nu mai este chiar această mentalitate. A început, a mai rămas pe undeva pe la țară, poate că mai văd un șarpe, mai văd un gândac, mai văd ceva, dă-i în cap, omoară. Nu, oamenii au început să conștientizeze că funcționează încet treaba asta, mai încet decât am vrea noi, da. Este, dar funcționează. Sunt niște imagini care au făcut turul presei cu niște femei asiatice în China, mi se pare, care umblau așa cu un bețigaș și făceau polenizarea la copaci. Cât de reală e imaginea asta sau cine transmite ea? Este foarte reală această imagine. Sunt copii, sunt puși copiii de la școală, cum făceam noi muncă patriotică la cules din așa, pe ei îi pune și îi scoate și îi pune să polenizeze pomii, pentru că nu mai sunt polenizatori naturali. Deci este foarte, foarte reală și ar trebui să atragă atenția. Cine mai polenizează în afară de albine? Pentru că și aici avem un anumit mit al albinelor. Foarte multe insecte, de la gândaci, muște, fluturii polenizează. Toate, de exemplu, toate florile cu tubulare, cu corola tubulară, cum este tutunul, cum este regina nopții, nu pot fi polenizate de albine, pentru că albinele nu au trompa atât de lungă să ajungă în fundul acelei corole. Sunt polenizate de fluturii din familia Sfingidei, de exemplu. Foarte mulți gândaci, acel gândac verde, Ileana, mi se mai zice, care bâzie puternic și are verde strălucitor și apare vara chiar și în orașe, foarte, foarte mult polenizează liliacul, specii de trandafiri și așa mai departe.
muște, acele mici muște care imită viespile și care stau în loc, zboară în loc. Larvele lor se hrănesc cu păduchi de frunze, iar adulții polenizează diferite flori, se hrănesc cu polen. Mai avem și păsări care fac polenizare? Nu, în zonele tropicale sunt acele păsări, colibri și păsări polenizatoare. În zonele temperate, polenizarea e făcută doar de vânt și de insecte. Un alt subiect care a ținut prima pagină a presei, deocamdată doar ca o curiozitate, pe mulți i-a speriat, pe mulți i-a intrigat, e vorba despre insectele ca alimente, iar Autoritatea Europeană pentru Alimentație a aprobat pentru prima dată pentru consumul uman o insectă, un vierme, viermele de făină. Ce e viermele ăsta de se gândesc oamenii să mănânce insecte? Insectele sunt foarte apropiate de crustacee pe scară evolutivă și biochimic conțin cam tot ce conțin crustaceele. Adică dacă mâncăm creveți și mâncăm cu homar, de ce n-am mâncat și insecte? Acești viermi de făină conțin foarte, foarte multe proteine. Ei nu vor fi serviți ca atare, ci se va extrage proteina din ei, se vor servi în batoane energetice și se pot crește foarte ușor într-o situație în care există o teamă de o criză alimentară. Acești gândaci de făină, Tenebrio molitor, pot fi foarte un supliment alimentar foarte bun. Dacă ar fi să anticipați, ce insecte se vor mai aproba pentru consum uman în viitorul apropiat? Grăierii de casă. Deci nu anticipez, am avut o discuție cu cineva, primii au fost, hai să încercăm să vedem cum răspunde piața la viermele de făină și al doilea pe listă vor fi grăierii de casă. Bineînțeles, vorbim de specii crescute special în ferme, nu vânați de pe nu știu unde, sunt crescuți în mediu steril, deci nu există nicio posibilitate să transmită ceva. Să spunem că există deja foarte multe startup-uri în Europa axate pe creșterea de insecte, dar până acum erau folosite mai mult pentru hrana câinilor, pisicilor, a peștilor. Iată că acum trecem și la oameni. Cum e să mergi vara la mare și să te oprești la o tonetă din care să-ți iei un cornet de greieri trași în ciocolată, în glazură? Ne putem obișnui mental cu așa ceva, cu hrana asta? Eu, pentru mine, nu ar fi absolut nicio problemă. Eu mi-aduc aminte în copilăria mea, mama provine din Dobrogea, unde se mâncau raci, tatăl meu provenea din Oltenia, unde nu se mâncau raci. Și când aduceam raci și îi fierbeam și îi mâncam, tata se îngrozea, cum puteți să mâncați boangele alea scârboase. Va exista o adaptare, încet, încet. Glumind, v-aș întreba, dar țânțarii ăștia la ce sunt buni? De ce domnule Ruicănescu i-a mai luat noie și pe țânțarii ăștia? N-a putut să-i lase acolo? I-a mai luat în corabie? Mi-a spus o întrebare bună și mi-a spus o minge la fileu. Eu am pus această întrebare pe un grup pe Facebook cu Q&A. Întrebări și răspunsuri, da, și am zis așa, dacă acum suntem pe cale de a terraforma planeta Marte și de a ne duce o parte din omenire să ne mutăm acolo și să o facem să fie ca Pământul. Când ar trebui să creăm o arca lui Noe spațială, am luat cu noi și dăunătorii? Și din fericire răspunsul majorității a fost da, pentru că da, acești țânțari ne fac nouă foarte mult rău, dar ei au un rol în ecosistem. Noi trebuie să ne gândim că de-a lungul evoluției, ceea ce nu a trebuit să rămână, nu a rămas. Ceea ce a rămas înseamnă că are un rol. Noi nu putem și nu avem, cumva, avem datoria morală să nu ne erijăm în judecători și să spun, asta trebuie să trăiască, asta nu mai trebuie să trăiască. Nu avem acest drept.
pentru că planeta nu ne aparține. Noi suntem și noi niște colocuitori ai planetei. Da, bineînțeles, putem să reducem populațiile, putem să omorâm, să nu ne ajungă, chiar să ne deranjeze în oraș, dar nu avem voie să exterminăm o specie, nici măcar un țânțar. În ultimii 2 ani, bucureștenii au suferit rău de tot din cauza țânțarilor și special din cauza celui țânțar tigru. Nu mai pot sta în parc. Sigur, și primarii noștri s-au ocupat cum s-au ocupat de stropici și așa mai departe. Vedem și o avalanșă a căpușelor, lucruri de care nu știam acum 5 sau 10 ani. Cum se întâmplă lucrurile astea? Cum ajung căpușele în parcurile din oraș, cât să provoace rău și înțepături? De ce avem atât de mulți țânțari în ultima perioadă? Căpușele sunt un fenomen logic. Lumea are mașini. Înainte nu avea. Toată lumea acum are mașini. Și toată lumea are căței. Se duc cu căței cu mașina la iarbă verde. Se duc în pădurea Snagov, se duc în pădurea Băneasa, se duc cine știe pe unde, cu căței. Căței adună căpușele de acolo și le aduc în oraș. E foarte simplu. Înainte nu erau căpușe pentru că nu erau atâtea mașini și nu erau atâția căței pe care oamenii să ia cu ei la iarbă verde. Cu țânțarii, țânțarii erau din totdeauna. Numai că între timp a apărut știrea. Țânțarul tigru, Aedes albopictus, este din genul Aedes. Țânțarii din genul Aedes, majoritatea au o culoare întunecată, cu picățele mai deschise, chiar albe, dar nu toți sunt țânțari tigru. Dar toți au același obicei, atacă și în timpul zilei, chiar și în arșița soarelui. Eu mi-aduc aminte că am copilărit în Drobeta, Turnul Severin, din totdeauna mă înțepau țânțarii în oraș, acasă. Nu văd o mai mare aglomerare de țânțari acum față de anii 70-80. Numai că atunci era ceva firesc, acum se vorbește la televizor și toată lumea deja... Cumva avem senzația că am crescut într-un mediu aseptic. Acum bine, locuiesc în Cluj, aici încă n-a ajuns, eu încă nu am văzut țânțar tigru și chiar îmi doresc să nu văd. E și mai rece la dumneavoastră, dar vă asigurăm că în București sunt, din păcate, prea mulți. Nu e problemă de dacă, e problemă de când. Da. Dar în satul mare, am fost în zona satul mare, era atât de plin de țânțari încât în fiecare secundă eram mușcat de 10-20 și asta folosind repelenți, folosind autan, care autan m-a ajutat chiar și în delta. Delta nici nu mai este așa de plină de țânțari cum se zice, dar a rămas mai mult în folclor. Ce țânțărime am văzut în zona satul mare, în toți anii din delta nu am văzut așa ceva. Vorbeam despre polenizare, iată vorbim despre urbanism, cultivăm niște copaci, mai distrugem niște parcuri sau mai creăm altele. Și la nivel guvernamental, de politici agricole, vreau să vă întreb, se ține cont de munca dumneavoastră? E cineva de la guvern care vine și vă întreabă, măi, ce faceți voi cercetători ăștia? Cine spuneți și nouă că trebuie să facem și să procedăm cu insectele astea? Din păcate nu. Și am să vă dau un exemplu. A fost acum 2 ani în Secuime, în zona Harghita sau Covasna, o invazie a unui cosaș care nu făcea absolut nimic rău acolo, doar că erau peste tot, se întâmplă ani de invazie, care se reglează singuri. Se întâmplă peste tot, urcau pe garduri, pe pomi, pe jos, dar faptul că existau și că erau mari și insecte cu multe picioare, aspectul care este educat, eu nu pot să spun că există insecte urâte pe lumea asta, dar sunt printre puțini. Și am colegi care sunt etnici maghiari și s-au dus acolo și au insistat să nu se folosească insecticide, nu i-a luat nimeni în seamă,
pur și simplu insecticidele le-au mai pus și ele în pericol sănătatea oamenilor, a copiilor, după ce că și așa este o poluare foarte puternică de la gazele de eșapament de la mașini. Deci nu se ține seama și mă tot gândeam, zic, oare autoritatea, că ea, autoritatea le știe pe toate, da? Specialiștii ăștia nu vin decât să aducă, să ne încurce. Oare autoritatea, când se îmbolnăvește, îi spune chirurgului cum să-l opereze? Mi-am tot pus această întrebare după ce am văzut acest, am aflat de acest incident cu COSA și chiar cumva îi spune doctorului ce medicamente să-i dea și chirurgului cum să-l opereze. Mi-ați povestit în discuțiile noastre anterioare și ar fi bine să ne mai povestiți o dată despre gândacul de bălegar și acel exemplu cu Australia, care subliniază, chiar și cu România, care subliniază încă o dată ce rău e când nu asculți de specialiști și nu există o consultare reciprocă între factorii de decizie și cercetare. Deci, circuitul substanțelor în natură. Noi știm că balega de vite, de cai, de oi, de capre este un îngrășământ. Dar ea, ca să devină îngrășământ, ea trebuie să fie descompusă de bacterii. Și ca să fie descompusă de bacterii, trebuie să ajungă în sol. Balega de vită, dacă nu ajunge în sol, ea este uscată și se mineralizează, se formează ca o crustă, iar pajiștea, pășunea, nu va mai se va degrada în timp. Asta s-a întâmplat în Australia când au fost importate vite. Gândacii coprofagi de acolo erau obișnuiți cu dejecțiile animalelor de acolo, ale marsupialelor, dar nici într-un caz cu dejecțiile de vită. Dejecțiile de vită rămâneau neprocesate și în câțiva ani suprafața pajiștilor folosite ca pășune se deteriorează și atunci au început și acum se caută să se importe anumite specii de gândaci de bălegar din Europa și America, dar aceștia trebuie să aibă anumite dimensiuni, să poată fi ușor exterminați dacă devin invazivi și așa. Deci există niște studii enorme care de se cheltuie milioane de dolari pe aceste studii. Iar în ce se întâmplă acum, inclusiv în Europa, datorită medicamentelor care se dau antihelmintice, adică împotriva viermilor paraziți care apar la cai și la vite, se dau aceste medicamente și aceste medicamente rămân în dejecțiile animalelor și sunt toxice și pentru gândacii de bălegar. Și s-ar putea în următorii ani să avem exact aceeași problemă pe care o au australienii. Să ne trezim că balega nu mai este procesată și că va trebui, poate ca și acele fetițe din China care polenizează pomii, va trebui să cheltuim alți bani pe mașini agricole care să încorporeze balega asta în sol, pentru că gândacii care o făceau natural nu o să mai există. Thank you.